Așa cum putem vedea, acest bumper este chiar unul de calitate, care are chiar și colțurile astea ce protejează în caz de căderea telefonului pe față. Ca și mine, probabil toți vă imaginați că protecția este asigurată, iată, display-ul este mult în spatele acestor colțuri. Dar hai să vedem ce se întâmplă în mod real la o cădere a telefonului pe față. Am să așez aparatul de filmare aici. Și hai să vedem acum ce se întâmplă în cazul în care îți cade telefonul pe o suprafață dură pe fața aceasta. Iată. Vedeți? Bumperul se deplasează în spate cu mare ușurință, deci nu trebuie să vă bazați prea tare pe asta. O să-l așez la loc. Vedeți, iarăși este în poziția optimă, ai spune. Suntem protejați. Dar dacă apăsăm foarte ușor pe el, iată, este direct cu display-ul jos. Sper să nu vi se întâmple.